Competiția s-a desfășurat în perioada 24-25 ianuarie la Bacău și a reunit la start cei mai buni atleți din țară. La acest concurs a luat parte și sportivul slătinean Daniel Budin. Nici de această dată atletul de la CSM Slatina nu a avut adversar. A fost un concurs pentru universitatea la care sunt. Am obținut locul întâi. Rezultatul care l-am scos n-a fost foarte mulțumitor. A fost un concurs în care s-au prezentat toți atleții din țară. O să încerc să-mi bătez timpul, deoarece n-a fost un timp mulțumitor. O săptămână în urmă am alergat mult mai bine. Deși are o problemă minoră la unul dintre genunchi, Budin speră ca la următorul concurs să își atingă obiectivul stabilit. Mi-am propus să scot un timp cât mai bun și să mă calific în primii trei. Grand Prix-ul are loc la finalul acestei săptămâni la București.